Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia balanță, astăzi vom face balanță pentru săptămâna 13-19 noiembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propriul dumneavoastră sistem de valori și credințe și prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Draga mea balanță, ce vine către tine în săptămâna 13-19 noiembrie? Ce te așteaptă în această săptămână? Un echilibru al situației tale materiale aici? Culegi ce ai plantat în grădina ta și vine multă abundență către tine. O dorință care ți se împlinește, o minune, un vis, o fericire, puterea, wow, regele de aer, patru de foc, iar la capătul setului de cărți, șase de aer. Pleci, draga mea, balanță și pleci către o fericire, către o împlinire, către o dorință a ta mare. Aici echilibrezi toată viața ta, pentru că pleci dintr-o situație care nu-ți mai aduce niciun beneficiu, poate dintr-o relație, poate dintr-o căsătorie, poate dintr-o stare de disconfort pe care ai tot resimțit-o în ultimul timp. Aici faci pace cu tine, ești în pace, ești în armonie cu propria ta ființă. Aici este regele de aer. Ați ieșit în propria citire, dragilor. Sunteți puternici în această săptămână. Săptămâna este puternică, este bună, este benefică. La mijlocul citirii este puterea, este curajul, perseverența. Aici ați lucrat mult la un vis, la o minune, iar minunea se întâmplă în această săptămână. O minune se împlinește, minunele există, dragilor. Aici primiți tot ce ați muncit. Și sunteți mândri de reușita voastră. Săptămâna începe cu acest șase de pământ. Este un echilibru, o stare de bucurie, de echilibrare a sufletului vostru. Multă armonie în această săptămână văd în casa voastră, în familia voastră, în sufletul vostru. Poate dorința voastră cea mai mare este acest suflet pereche care vine către voi. Poate fi vărsător gemeni sau balanță ca și voi sau un leu aici care vine către voi și echilibrează toată viața voastră. Pentru că aveți speranță, aveți curaj și mergeți mai departe către această minunăție. Dragilor, în această săptămână trageți lozul câștigător. Trageți un loz spre fericirea voastră. Aici plecați dintr-o situație și plecați repede dintr-un autosabotaj, din capcanele minții în care ați stat și v-ați tot gândit, dar în această stare de meditație v-ați reinventat, pentru că aici aveți și regina de aer. Regina de aer care vine cu regele de aer, este cuplul divin, este cuplul ideal, ați ieșit în propria citire, este o săptămână de vis aici, de reinventare și de armonie, o săptămână plină de noroc, scăpați de aceste gânduri, de conflicte, de competiții, de animozități și vă îndreptați către o uniune voi aici, puternic, care este abundentă, care este plină de iubire, de compasiune, de generozitate această relație. Această persoană care vine către voi
este divinul masculin sau feminin, pentru fiecare cum rezonează. Voi vă îndreptați către ceva frumos, către o minune, către o căsătorie, către o binecuvântare. Aici totul este plăcut legilor divine. Ați muncit, culegeți roadele, ați manifestat, iar acum vă reinventați, aveți curaj să sperați la o relație divină, iar relația vine în această săptămână. Cum am spus, o persoană în zodie de aer sau un leu vine către voi. Plecați, dragilor, și plecați repede către ceva frumos. Frumos pentru voi. În această săptămână, balanțele își găsesc sufletul pereche, își găsesc menirea, își găsesc scopul în viață, scopul divin. Vedem că a zburat o carte. Aici aveți destinul, dragilor. Destinul vine. Faceți curățenie, pentru că e momentul să lăsați în urmă o situație grea și să vă îndreptați către ceva frumos și să visați la această persoană. Aici este un chip. Visați la acest suflet pereche și el ajunge în viața voastră pentru că este pe destinul vostru să se împlinească acest vis. Aici aveți yin, este energia feminină, în pași de dans divin, o muzică divină. Aici este un chip, un divin masculin, aici este un chip, un divin feminin. Yin și Yang, regele și regina de aer. Aceste două personaje știu ce își doresc de la viață, au trecut prin multe etape, au învățat toate lecțiile pe care le-au avut de învățat, iar acum destinul vine să-și spună cuvântul și să vă aducă împreună o frumusețe, o viață privită prin ochelari roz în această săptămână. Priviți, dragilor, că este despre voi, este despre viața voastră și este datorită vouă pentru că știți ce vă doriți și știți ce meritați. Haideți să vedem un sfat pentru balanțe. Vine ceva foarte frumos către voi în această săptămână. Aici aveți patru de bâte, aveți o uniune, aveți un cămin cald, primitor, ca energia feminină. Aici totul este diafan, este o minunăție, un nouă de apă, o dorință împlinită, o dorință mare pe care voi vă împliniți în această săptămână. Aici aveți îngerul imaginației, co-creați, dragilor. Această doamnă se gândește la acest domn se gândește la această doamnă, ei se cheamă reciproc. Iar în această săptămână se găsesc regele și regina de aer, două persoane la fel, două persoane care se văd ca în oglindă, care se oglindesc una în ochii celeilalte. O relație divină, mistică, învăluită într-o aură roz de frumusețe, de bucurie, feminitate, ușurință, multă bucurie. Sfatul este să manifestați acest nou început. Aici se vede o lună nouă, această iubire divină. Manifestați, dragilor, co-creați, pentru că în această săptămână toate căile sunt deschise pentru această uniune. Dacă nu cunoașteți această persoană vine în viața voastră, de oriunde ar fi, în această săptămână, poate chiar de departe, de peste mări și țări, peste o apă. Foarte frumos pentru balanțe. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!